Unde merge Vita? Mă duceam să duc gunoiul. Da? Păi noi ducem gunoiul pe scară, nu trebuie să ne îmbrăcăm ca și cum am plecat de acasă. Da, dar eu mă gândeam să duc gunoiul în sectorul celălalt, că e mai liber la gheră. Iubita, unde vrei să mergi? Vreau să mă duc să iau pâine. Păi avem pâine, că am cumpărat. Da, dar eu vreau cu din aia cu semințe de chia și dovleac hidratate, știi că din aia n-avem. Din aia nu cred că are nimeni. Da, atunci mă duc să plin cățelul. Care cățel? Că noi n-avem cățel. Păi nu ne-am dorit tot timpul un cățel, mă duc să-l cumpăr ca să-l plimb. Iubita? Apropo de blană, vreau să mă duc acum la epilat pentru că, na, o venit acum primăvara și pe picioare, bă, am niște vreascuri, deci și pădurea aia baciu, știi, intri în ea și dispari. Păi, horror! Și trebuie să fac fetița, o leagă de curățenie acolo, că-ți dai seama, și raschetez parchetul. Și de-aia ziceam că trebuie mă duc până la epilat și vin înapoi. Na, chestii de fete, dacă trebuie să mai porți câte o fustă... Unde să porți? În casă cu mine? Păi toată iarna ai stat cu blana pe picioare și acum vrei epilare? Da, mă, ai dreptate. Mă duc să-mi pun botox. Acum? Da, dacă avem atâta mâncare, na, am și buzele pline, știi? Ai gura plină, ai și buzele pline. Iubita, hai plimbă ursul. Da, mă duc să-l plimb acum. În casă. Plimbă-l în casă. A, da. Iubi, fii atent ca treabă. De ce vreau să... Eu vreau să mă duc până la croitorie pentru că am un năsturel și vreau să-mi cos un palton. Hai stăm în casă. Da? Dar ce-mi trebuie mie? Dar ce-mi trebuie să mă duc afară? Așa ne-au rugat autoritățile. Stați în casă, doar dacă e urgență, ieșiți. Iubi, uite ce vreau să mă duc. Vreau să mă duc să iau lumina de Paști. Acum? Asta e urgență? Mai este o grămadă până la Paști, iubita. Da, pentru că dacă nu ne mai ajunge la toată lumea. Dar ce-i mă lumina asta? E conservă de fasole, hârtie igienică, să ne batem pentru ea în supermarket? Eu vreau să ies afară, nu mai pot să mai stau în casă, afară e frumos, n-ai văzut-o înflori copaci, în parc e frumos. Nu mai pot să mai stau, m-am plictisit și mi-e tare greu. Ți-e greu? Serios? Acu ți-e greu? Păi cum, mă? Bunicii noștri au stat pe front și nu s-au plâns că le greu. Părinții au stat în comunism și nu s-au plâns că le greu. Și noi acum când trebuie să stăm 2 săptămâni pe canapea cu Netflix și Facebook și tot confortul din lume, noi ne plângem când e greu? Pe bune? Asta e criza generației noastre, atât nu putem să facem. Ne-am plâns tot timpul că nu avem timp să stăm unul cu altul, să stăm împreună, să vorbim, să comunicăm. Și acum când ăștia ne roagă să facem asta, acum ce facem? Ni greu? Ai prea mult timp? Fă curat, fă ordine, fă-ți ordine în mintii. Sună-ți apropiații, că poate și lor le greu, poate și ei vor să comunice. Comunicăm împreună, avem telefon, e ok. Și te rog eu din inimă, hai să stăm în casă, că e cel mai responsabil lucru pe care putem să-l facem. Pentru noi și pentru restul.